încercăm o dată. Nope. Nice. Hai că s-a ridicat. Băi, ce caterincă e, jur. Dar nu, n-am și mânușile astea și nu simt foarte bine accelerația. Hai, cred că i-am prins mișcarea. Da, e destul de interesant și uite, am observat o chestie. MT-ul aparent este o motocicletă pe care înveți wheelie destul de ușor dacă stai și exersezi. Deci uite coi, what the fuck. Doamna mea, dacă aș avea MT-ul o săptămână, aș ajunge ca, jur, aș ajunge ca Mădălin la wheelie-uri. Trebuie să mă obișnuiesc și cu gazul, să mă joc puțin când se ridică, pentru că nu, și v-am zis, nu simt foarte bine manșonul cu mănușile astea și mie să nu-mi scape, că după aia am dat de dracu. Dar e caterincă rău de tot, e foarte friendly, se ridică așa smooth. Mamă, ce ciudat mi se pare iar că am ajuns pe naked. Da, astăzi ne plimbăm cu un Yamaha MT-07, care, culme, este și limitat. Și sunt chiar... trebuie să mă obinesc chiar cu schimbatul treptelor cu ambreajul. Mi se pare ca un FZ6 la putere și asta e limitată. Și da, într-adevăr, motocicleta este în 2 cilindri. Nu e rău. Dar din punctul meu de vedere, mi se pare atât de manevrabilă o motocicletă naked în oraș comparativ cu supersportul. Mamă, deci atât de... mă simt atât de liber, ca să zic așa, și unde, Doamne iartă, mă alimentez. Da. Unde alimentăm? Nu este obligat nimeni să se pună pe partea aialaltă, așa că stai cu minte să se pună, să vireze la dreapta. Degeaba claxonez ca un bou. O altă motocicletă ideală pentru A2 pe care eu o recomand în momentul de față este un... câta coada este aici, Yamaha MT-07. Nu mai luăm pe aici. Bă, dar unde dracu? Aici e, mă, gata, scuzați-mă. Mi se pare puțin ciudat să trec chiar până aici, adică mă simt cam mare pentru un naked de genul. Cred că un iar naked ar fi ok pentru mine. Și am observat asta pe S1000R, că, da, într-adevăr, stau mult mai ok și n-am nicio treabă cu acea motocicletă și e chiar confortabilă. Și mă bate gândul să o mai iau încă o dată, să o iau la un drum mai lung, gen, să văd și eu ce să mănâncă, într-adevăr, un S1000R. Cam acesta este ride-ul ziua de astăzi. Un Yamaha MT-07 din 2022, cum am zis, este limitat. Dar fără limitare, un motor în 2 cilindri. Are, dacă nu mă înșel, da, știu că are undeva la 75 de cai putere. Un rezervor de 14 litri, if I'm not wrong. Și bă, din punctul meu de vedere, este chiar o motocicletă mișto rău de tot și mai ales că este limitată, repet. Din punctul meu de vedere, o recomand dacă cineva vrea naked și a pus ochii pe acest model. Farul ăsta nu prea e pe gustul meu, dar
e fain, mie chiar îmi place și argentele astea, culoarea aceasta turcoaze, wow. Doi, o recomand. Este o motocicletă mișto de oraș și astăzi, cum am zis, ne plimbăm cu un MT-07 limitat. Uite cât de fain e. Nu zic, nu? Chiar îmi plac dungile acelea, iar farul este cel din centru, unde faza lungă este exact tot acolo. Dar, da, pentru mine este cam micuță, dar, bă, pentru oraș își face treaba. Toba stoc, dar am auzit că cicar dar rateuri și asta mică. Așa că o să vedem. O să ieșim și o să ne plimbăm. Am uitat cât este ceasul, că în niciun caz 2:30 nu e. Tu dormi aici? Să mor eu, e atât de greu să te pui pe prima bandă? Chiar dacă trage de jos, fiind în doi cilindri, nu e rău. Și e chiar faină, mie îmi place. Nu e rea, e bună de oraș, nu e rea, îmi place, este și foarte manevrabilă, cum am zis. Mamă, dacă ar fi avut și quick shifter, ar fi fost blană rău de tot. Dar din câte am auzit, dacă îți cumpere, dacă o faci 9-9-9 și știu că efectiv mai pui o sumă de bani, nu mai știu cât, ai o modalitate unde o poți pune o configurare, să zic așa, unde, da, îi poți spune quick shifter. Motocicleta e nice, chiar îmi place, iar în oglinzile astea ok, mă văd eu că sunt dita mai calu, dar nu vreau să le stric. Hai că văd, mă simt, știi, oglinzile astea sunt aproape, dar cel puțin cum arată aici, este exact ca un, sunt exact ca oglinzile pe care le aveam pe Riza. Mă rog, alea erau de Kawasaki, nu erau cele originale. Am vrut eu să le pun pentru că efectiv mă strecuram mult mai bine prin trafic și am zis de ce nu. Mamă, și uite cu ce îmi place la naked, că pot să mă strecor mult mai ușor printre mașini comparativ cu super sportul. Da, clar, da. Fiind și limitată, clar nu oferă puterea pe care o oferă un MT-07. Bă, dar din punctul meu de vedere nu ai nevoie, mai ales în oraș, mai ales și ca începător, să zic așa, este, e ce trebuie, jur. Adică, știi care e chestia, gen, să nu te sperii și să rămâi cu mâna în gaz sau mai știu eu ce și cu plăcere. Și e destul de iertătoare, gen, ok, nu știu, am 4.000 de turații, cât au astea, 12.000, da. 4.000 de turații mai frânez frâna ține. Și, în punctul meu de vedere, merge destul de friendly. Adică nu e ceva de speriat. Știi ce zic? Suspensia asta pe spate parcă ar cam trebui puțin întărit-o sau sunt eu obișnuit cu super sportul, nu știu ce să zic. Dar, bă, eu stau chiar foarte confortabil, n-am nicio treabă, mă simt, adică din punctul meu de vedere, mă simt prea mare, e, stau confortabil, dar zici că stau pe o jucărie, dar, da, din punctul meu de vedere, dacă mi-aș lua ceva mai mare, aș sta genial pe ea și mai ales în oraș, cred că și m-aș descurca și n-aș mai, nu știu, pune un efort sau nu m-aș. Ce mișto, bă, sincer nu mă așteptam. Ideea e că nici n-am frânat la maxim, dar ați văzut cât de smooth a frânat? Fiind obișnuit cu Bimii, cu BMW-ul, mă rog, frânele la BMW sunt mult mai hard, mai hardcore, adică cum ai pus instant te-a oprit, știi? Aici nu mă așteptam, a fost foarte smooth. Nici n-am frânat tare, dar am frânat așa progresiv și a fost foarte smooth și am simțit într-adevăr cum a intrat și ABS-ul pe spate, pentru că n-am apucat să acționez frâna spate cu piciorul, dar da, chiar am rămas surprins, bă, și am observat anumite persoane că frânează, când frânează,
au tendința să tragă ambreiază. Nu mai faceți așa ceva, vă rog eu din suflet. Pentru că în momentul în care tu acum frânezi și ai, nu e un 70, hai să zic 60 și ceva la oră, tu când tragi asta efectiv ai pierdut tot. Traction-ul, tot. Nu mai faceți asta. Frânați fără ambreiaj, iar în momentul în care mai aveți un 15 la oră, salut, să zic un 15 la oră și știți că sunteți siguri pe voi, că în momentul acela 15 la oră, când frânați, efectiv apăsați tare pe frân și nu vă dezechilibrează, nu cădeți, atunci puteți să trageți ambreiajul. Ideea e că am observat și mulți se sperie pe treaba asta și automat că, mai ales într-o curbă, dacă trage ambreiajul într-o curbă și încerci să frânezi, ieși pe jos clar. Și da, nu, vă rog eu din suflet, în cazul în care vă uitați la acest clip, vă rog, nu mai trageți ambreiajul când aveți viteză mai mare. Motocicletă de genul limitată, bă, din punctul meu de vedere, fucking ce trebuie, jur. Chiar nu ai, uite ce mișto ține frâna, coaie, wow. Stai că am uitat că sunt în 2 cilindri. Dar, wow. Chiar m-a surprins. Hai mă, că nu vine nimeni. Unde mă? Mamă, cu aia greu, ciudat, mă simt connected, să... Nu știu cum să stau, aia e, mă rog, e... Nici nu am cum să îmi țin bine picioarele pe acest rezervor și plus că... Alunecă puțin pentru că este dat cu ceara. Ia uite și pe ăsta. Nu știu ce rateuri, dar parcă se aud așa mici. Stai, zic, mi-a ieșit cineva într-o seară popcorn, așa. Se aude un pic de popcorn, sincer. Nu știu acum, dar mersi. Nu știu, momentan nu am auzit, dar dacă acea persoană a zis că, bă, se aud de popcorn, această motocicletă face popcorn cu toba stoc, toba aceea micuță, nu știu ce să zic, dar, ok, what? Am avut impresia că, da, lol, what the fuck, dă mici rateuri, se aud așa, de... wow, face așa un mic da, chiar da, rateuri, mă rog, așa foarte, abia le auzi, știi, dar se aude acolo un mic poc-poc acolo, poc-poc. Poc-poc-poc-poc. Da, se aude. Bă, mie chiar îmi place, am trecut și pe roșu, scuze eu, în genă galben acum. Mamă, e o ia, ce-ai făcut, mă? Mișto mașina. Vreau și eu un test drive la acea mașinuță. Cine-mi dă și mie? Hai, nu fiți bulangii. Faceți și mie reclamă, vă rog frumos, ca să ajung și eu pe la firme de genul, să fac și eu un mic test drive, să... Eu spun și eu părerea personală despre acele mașinuțe. Bă, e atât de smooth motocicleta asta. Ia vezi, mă, că se ciocnesc ăștia aici. E atât de smooth, jur, adică... Frate, deci merg foarte chill și e chiar mișto de tot pentru oraș. Ok, comparativ, nu comparam un scooter, vorbim aici de motociclete în sine. E chiar ok-ish. Cum să faci cu aia de pe ultima bandă dreapta? Aoleu. Nu știu ce avem pe aici. Tripuri. Air. Nu știu, cred că sunt kilometri și are doar 2100 de kilometri. Ia țupa asta. Trip 1, trip 2,
consumul care văd că nu l-a citit nici acum, ce? Sau, a, average. Bă, la cum am mers eu, deci la cum am mers până acum am un consum de 6. 96 de grade, cred că, da, e motocicleta. Deci la cum am mers eu acum, are un consum de 6, din punctul meu de vedere, este ceva salut, în tricou, mâncați ajucurile ta și sunt cu termică pe mine și cu... Anyways, dar... Păi mă, dacă asta chiar e o motocicletă, consumă foarte puțin pentru, mă rog, 14 litri și un consum mai mic în momentul în care, mă rog, nu conduceți ca mine. Da, da, bă, într-un viitor apropiat mă cam gândesc să trec și eu la un naked. Poate un S1000 ieri, who knows. Vedem ce... Vedem ce apare. Salut, domnul. Ah, că avem Yamaha, da. Nu este a mea. Eu sunt rivalul tău, că eu sunt cu BMW-ul, nu este a mea. O iau doar, am luat-o doar la test ride. Și ziceam că din punctul meu de vedere, bă, pentru oraș e chiar șmecheră rău de tot. Și culmea că e și... Da, zic, și e și limitată. Și chiar trage, are cuplu chiar foarte fain. Pentru un motor limitat în 2 cilindri, nu mă așteptam, știi, să trag așa bine. Deci nu este gric de mică e toba aia, bă, băiatule. Bă, e o motocicletă mișto. Mișto rău. Și uite, mergem pe Eco acum, suntem pe Eco. Și când accelerăm, dispare Eco-ul. Și acum nu mai sunt pe Eco, stai așa. Să-mi fac o idee. A, acum merg pe Eco, deci în a treia nu mergeam, în a patra mergeam. Da, trații mai mici, la, da, știu. Bun. Da, bă, sper că v-ați făcut o părere despre această motocicletă. Din punctul meu de vedere este o motocicletă mișto rău de tot pentru oraș. Și ca început pentru A2, nu zic nu, dacă o limitezi, chiar e foarte faină. Și cam acesta este clipul pe ziua de astăzi. Sper că nu v-am plictisit prea tare. Sper că v-ați făcut o părere și despre această motocicletă, pentru că din punctul meu de vedere ea este chiar foarte faină. Eu mi-aș lua, dacă mi-ar fi plăcut MT-urile, mi-aș lua ceva mai mare ca să stau ceva mai confortabil. Așa, dar cum am zis, pentru A2 eu zic că este o motocicletă chiar foarte faină. Așa că da. Eu sunt Raz și ne auzim data viitoare. V-am pupat, aveți grijă de voi. Salut. Ride safe, ride smart. Ciao, les.